Sono un ragazzo italiano e vengo da lontano, cerco lavoro qui, fa andare bene anche a Chisinau, Liova, Ungheni. E sono lontano dal mio paese perché queste istituzioni ci stanno rovinando e in qual modo bisogna vivere. Îl cheamă Giuseppe, născut lângă Torino. Dimitit el cu munca, învăța cu chinu. La 28 de ani s-o angaja șofer de autobuz în suburbii din Santena în Chivasu. Soția o născut, s-o mai angajat în plus. În smena din noapte, electric la Juventus. Îi trebuie și casă, poate să o construiască. Soția și copilul să trăiască, să înflorească. Pentru casă, iar trebuie vreo sotc. O hotără Giuseppe să plece la Zara Botc. O ales Moldova, ci că să plătește ghine. Cu 2000 de euro ilegal pleci și mâine. O pornit pe jos, prin păduri, prin popușoi. Mai era și un francez și elvețien vreo doi. Și ei ca toți europenii în Moldova vor să câștige lei, să-i schimbe bani de-a lor. O ajuns, o găsit de lucru tocmai la Soroca, la un profesor de fizică de la liceul Creangă. Să aibă grijă de grădină, l-o pălit norocul. Să mai tai un lemn și o priză să mai dragă. Domnul Anatola și-al cheamă, citește vreo carte. Cât Giuseppe faci treabă, mătură prin curte, soția lui la pensie, amui în croazieră, cu două prieteni, tot pensioneri. 20.000 de salariu, domnul Anatol, din 80 a lui și pensia babii tot atâta. Giuseppe schimbă în bani de-a lor, 1000 de euro, 700 îi trimit în toată luna la Torino. De grabă, tu să știi, va fi mai bine, așa ne-a povestit în campanie electorală. Viața și-i frumoasă, de grabă, ia că vine, și toți europenii vor da la noi năvală. De grabă, tu să știi, va fi mai bine, așa ne-o povestit în campanie electorală. Viața și-i frumoasă, de grabă ia că vine, și toți europenii vor da la noi navală. Snimești cvartire cu un englez și doi nemți, n-are documente, să mai ascunde demenț. Dar poliția în Moldova e bună și îți dă crezare, cu orice nu te-ar prinde, îți dă doar avertizare. Vine septembrie, Lorenzo îi la școală, trebuie să trimite euro, de ghiozdan caieti. Rutiera italiană din piața centrală, cu cozonac de casă și banii în pachete. Și-o cumpăra mașină cu numerii moldovenești, în august a să plece în Italia cu dânsa. O vinde apoi de două ori mai scump de brigalești, dacă o devamează la un cumătru la Malpensa. Giuseppe e crutoi, nu mai vre colațione, dimineața-i trage un pahar de gin din Poloboc. Cu drujii din Italia de grăiești la telefon el. Nu dă și buongiorno, da, bă, a fost nenoroc. În august, toți europeni acasă plec, care la Torino, altul Londra sau Geneva. Lui Giuseppe un șeput, în Moldova să-i plac. Să rămân aici cu totul, știi că ar și clov. Nu mai faci casă la Torino în suburbii. Și-o adus familia, le faci documente. Aici măcar ai o mămăligă în farfurii. Și toți italienii au familii fericite. De grabă, tu să știi, va fi mai bine. Așa ne-a povestit în campanie electorală. Viața și-i frumoasă, de grabă, ia că vine. Și toți europenii vor da la noi năvală. De grabă, tu să știi, va fi mai bine. Așa ne-a povestit în campanie electorală. Viața și-i frumoasă, de grabă, ia că vine. Și toți europenii vor da la noi năvală. De grabă, yeah, oh. Poate va fi mai bine. De grabă.